După Tăuș de la Ungheni, Radu Baranov, reținut acum aproape două săptămâni, a fost eliberat din penitenciar. Suspectat că ar fi amenințat cu arma o persoană și ar fi furat două mașini, instanța de judecată de la Hâncești a decis că bărbatul nu este periculos. La ieșire din celulă, Baranov și-a făcut semnul crucii și nu s-a putut abține să strige de bucurie. Totuși, pe numele lui a fost emis mandat de arest la domiciliu. Baranov și-a ispășit cele 10 zile de arest în penitenciarul 13 din capitală. A ieșit din pușcăria seară după ora 22, iar așteptat de un jeep cu numere de înmatriculare românești, în care se aflau 3 persoane. Baranov a refuzat să vorbească cu echipa Jurnal TV. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului de Interne, deși legislația nu prevede prompt acest lucru, Baranov ar trebui să fie escortat de polițiști până acasă. Asta pentru ca suspectul să nu poată exercita presiune asupra părților vătămate din cadrul dosarului. Deoarece oamenii legii nu au fost prezenți la eliberarea bănuitului, nimeni nu știe care a fost traseul parcurs de acesta seară. Baranov a fost arestat fiind suspectat că, împreună cu încă 4 persoane, a bătut un bărbat, l-a amenințat cu o armă și a furat automobilul. Incidentul s-a produs în raionul Hâncești. Cu o oră mai devreme, însă într-o altă localitate din același raion, Baranov ar mai fi furat o mașină. Avocatul inculpatului a precizat că Baranov nu a furat nicio mașină pentru că ambele automobile îi aparțin. A vrut să le vândă, dar s-a răzgândit. Avocatul susține că părțile vătămate în acest dosar și-au retras plângerile și au recunoscut în fața anchetatorilor că mașinile erau într-adevăr proprietatea sportivului. Chiar și așa, procurorii au o altă poziție. Sunt probe incontestabile care dovedesc vinovăția lui Baranov în comiterea samovolniciei. În curând, cauza va fi remisă instanței de judecată. Triplu campion european la lupte universale, Baranov a ajuns în atenția presei după ce, acum un an și jumătate, a lovit cu piciorul un tânăr în comisariatul de la Ungheni. Incidentul a fost surprins de camere de supraveghere montate în interior. A fost amendat cu 1600 de lei. Ulterior, ministrul de interne l-a demis pentru discreditarea imaginii poliției. Dar Baranov a mers în instanță. Procesul de judecată continuă.